Pompierii prahoveni ajunși de urgență la fața locului au instituit un perimetru de protecție în care au interzis accesul până când reprezentanții companiei care furnizează gaze naturale au oprit alimentarea în zonă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, Raluca Vasiloae, la momentul incidentului 20 de angajați și 20 de clienți ai magazinului, situat în cartierul de vest din Ploiești, au fost evacuați de urgență. Un șofer care a derapat cu mașina a intrat și a rupt o țeavă de alimentare cu gaze naturale, iar prin gurile de aerisire ale clădirii în magazin se infiltrau gaze. Din fericire, în urma incidentului, nimeni nu a fost rănit.